Bună dimineața! Ne aflăm la Băile Felix, la casa, la pensiunea Casa Purojan de Trei Margarete. Condițiile sunt excelente. Gazda este foarte drăguță, foarte săritoare. Domnul Purojan, mulțumim pentru ospitalitate, ne-am simțit ca acasă. Acum, în câteva momente, deja ne-a fost servit micul dejun. Am fost strâmbați ce vrem la micul dejun. Copiii mei deja mănâncă. Eu nu m-am putut abține să nu fac o filmare la această locație. Este super. Dacă ajungeți în Băile Felix, vă recomand cu căldură. A fost singura noapte în 12 ani în care am dormit de la ora 12 până la 6 dimineața. Cu toate că ceasul meu biologic mă trezește în fiecare zi la ora 5 dimineața. Ei, aici am dormit o oră în plus. Vă mulțumesc pentru condițiile excelente. O să vă arăt și din cameră cât de bune sunt condițiile. O să vă spun eu, paturile excelente, saltelele excelente, căldură. Deci căldură ca la mama acasă. Uitați ce frumoasă e locația. Au o centrală pe lemne cu care fac încălzirea, apă caldă. Tot aici, pentru familiști, pentru că eu sunt cu amândoi copii aici la Băile Felix, au loc de joacă, rar găsești la pensiuni. Și ca un bonus, o să vă arăt surpriza imediat, aveți jacuzzi, da? Piscină, locație super unde să puteți să serviți masa afară, o piscină, acum este acoperită, că e frig afară. Deja suntem în luna noiembrie. Duș pentru piscina afară. Ia uitați, iar locație super. Unde să servești masa? Un scaun unde poți să stai afară. O măsuță frumos realizată. Un cățel super. Tare curios. Dar e cu minte, să nu vă speriați, cățelul nu mușcă. Și încă ceva. Omul ăsta chiar e inteligent, foarte deștept. Panouri solare. Hai, vino cu aici. Hai. Hai, vino cu aici să ne împrietenim. Haide, vino cu aici, cuțu, cuțu. Hai, miroase-mă. Cum te cheamă? Cum te cheamă, mă, frumosule, mă? Cum te cheamă, mă, frumosule? Cum te cheamă? Rex? E cu minte cățelul. Deci nu vă speriați. Nu vă mușcă. Așa. Hai cu mine. Haide. Haide, Rex. E un cățel frumos. Un blănos. Cred că este corcitură de lup. E frumos cățelul. Da. Uitați aici iară. Locație unde să servești masa, să stai afară, să bei o pălincă de bihor. Super. M-am simțit la Oradea așa de bine. Vă mulțumesc din suflet, domnul Sorin, patronul de la Elixir Pharma, CGV Pharma. Sunt un lanț de farmacii, Suflet Pharma. Un om care pune pacientul pe primul loc, inclusiv oamenii cu care colaborează, da? Eu trebuia să mă gândisem că vine aici să muncesc. Oameni buni, n-am venit să muncesc. Ia uite-te aici, o trusă a meșterului. Ce-a pus dânsul aici. Sculă de ăștia, bunicul meu mai avea. Uite că găsim inclusiv proprietarul. Inclusiv, ia uitați. Ăștia au aparținut un brevet. Este medalia comemorativă a celui de-al doilea război mondial lui Porojan Ion Dumitru. Nu știu cine este. Bunicu, probabil, străbunicu, celul care deține locația. Vă dați seama. România a murit peste tot pentru țara asta. Da? Respectul meu, domnul Porojan Ion Dumitru. O să fac o fotografie. Este super locația, aveți grătar. Ia uitați aici. Instrumentele românești, burghiu de la de mână, cu stădea pe timpuri. Deștia are și bunicul meu, o să le iau acasă și o să le fac. Mi-a dat omul ăsta o idee excelentă. Să-i fac tot la fel. Un perete comemorativ. În cinstea bunicului meu, care toată viața a făcut case de la zero. Mi-e dor de tine, bunicule. Uitați ce grătar super. Condiții de condiții. Să vă faceți un grătar.
inclusiv chiuvetă unde să spălați afară, cum v-am spus, panouri solare pentru apă caldă la piscină. Uitați ce frumos este amenajat aici. Gazda este, cum să vă spun, mai mult decât drăguț. Se poartă cu copiii mei ca și cum ar fi copiii lui. Și dânsul și juniorul Călin, da, Porojan Călin. Oameni de nota 20, cu respect față de clienți. Vă mulțumesc din suflet. M-ați ajutat să mă relaxez. M-am simțit ca acasă, uitați, asta e locația. Am trebuit o filmare pentru că merg și eu. Merg la micul dejun să-mi salut copiii și după aia am trebuit filmulețul. Deci locația este super. Uite, lemnele sunt asigurate pentru toată iarna. Uitați aici. Domnul Porojan și-a făcut rezerve pentru lemne. Așa. Jacuzzi. Asta m-ar face să nu mai plec la vânjul mare astăzi. Și să-i cer domnului Porojan încă o noapte de cazare și să facem de seară un jacuzzi cu o sticlă de pălincă de bihor lângă. Hă? Ce zice domn Serin? Ar merita o aventură de asta. Eu așa zic. N-am mai fost așa de relaxat. Ieri n-am răspuns la niciun telefon, cu toate că am scris pe Facebook că nu vreau să vorbesc cu nimeni. Am mai găsit câțiva tâmpiți care și-au permis să mă sune. Nici o problemă. I-am băgat pe blocat. Nu mai pot suna nici de acum încolo. Când eu vă spun clar că nu aveți voie să mă deranjez, nu aveți voie să mă deranjați, pentru că sunt cu copiii mei, da? Cu familia mea la relaxare, că trebuie să-mi revin din stresul ăsta permanent, la care meseria pe care mi-am ales-o cu bună știință mă supune și nu aveți, cum să vă spun eu, ci 7 ani de acasă. Puțin respect față de mine. Eu de ce v-aș respecta? Sunt la recepție, copiii mei deja sunt la masă, mănâncă micul dejun, vi arăt, au dormit și ei foarte bine. Sunt cu Dănuța, cu Marius și cu Steve. Am filmat în spate, aveți super, super aveți acolo. Deci rămân să-i mască, aveți, nu știu că aveți jacuzzi. Jacuzzi? Da. Și piscină, da, știu, e super. E bun măruț, dar n-a coborât. Cum este micul dejun? Bun. Bun sau foarte bun? Foarte bun. Da, se pricepe domnul Porojan. Da. Uite să-ți arăte, tati, să vezi că cred că tatăl domnului Porojan a luptat în al doilea război mondial. Da? Să vezi un soldat. Da. Te iubesc. Tu mă iubești pe mine? Da. Te simți bine la Băile Felix? Da. Ai dormit bine aici? Da. Ei, oameni buni, copilul meu este autist. Și el nu minte niciodată. Da? Este cu inteligența peste medie, dar de mințit nu minte niciodată. Dacă el nu se simte bine undeva, chiar nu se simte bine. Aici a dormit, e relaxat, ia uitați, e zâmbitor, da? Mi-a spus că mă iubește, deja îmi dau lacrimile. Dă-mi frumusețe față. Și eu te iubesc, tati. Da. Da? Știi? Da. Mulțumesc. Dă-mi frumusețe față. Da. Băieți, noi mâncăm micul dejun, arată super, mă duc să-l trezești pe Steve să coboare să mănânce. Să văd de ce n-a coborât fetița mea, care e o leneșe. E un leneșoi de fetiță. Haideți să vedeți și camera. Deci, dragi mehedințeni, dragi olteni, veniți la Băile Felix. Da? Cum să vă spun, la Herculane prețurile de cazare sunt mai scumpe ca aici, ca la domnul Porojan, la Băile Felix. Aici aveți aquaparcul. Ia uite așa frumos este amenajat. Aici aveți condiții de condiții. Uitați și noi. Da? La 110 lei pe noapte am primit un apartament cu două camere și patru paturi. La Herculane n-aveți unde să dormiți. Salutați-o pe Dănuța. Salut! Haide că te așteptăm să răcești mâncare. Pisipong. Lenișoi. Aici este baia. Uitați și voi baia. E puțin cam deranj, că noi n-am apucat încă să facem ordine. Pisii, papucii și hai la masă, că și tati, nu tati e foame. E cald, să știți, e foarte cald înăuntru. Ia uitați, e puțin dezastru că asta e.
Eu sunt așa mai leneșoi. Eu sunt individul cu filmarea. Padre, nebunul cu live-urile. Îl trezim și pe domnul Steve să vină și la masă. Care tu la fel, a avut o noapte grea ca mine. Dacă vrei să vii la masă, Steve. Că e micul dejun gata. Ai dormit bine?